Slash, bine te-am găsit la încă un episod din Bârfe. Astăzi pentru tine M6 Yo. Yo, ce tank nașpa e. Da, e o bârfă cam tristă, să zic așa. Pentru că nu este ceea ce ne-am gândit cu toții, că va fi o nouă linie americană super tare, miercuri la noul update. Ei bine, nu știu deocamdată. Ceea ce este astăzi, să știi, este doar o bârfă. Nu te speria, nu sunt date, cel puțin oficiale, până miercuri. Vom vedea de la Wargaming dacă sunt sau nu adevărate. Dacă intri pe Blitz Hangar, să știi că vei... Vei obține ceva date care nu știm sigur dacă se vor modifica sau nu până miercuri. Ai toate statisticile acestui nou tank de 10. Probabil și celelalte nu m-am uitat, dar m-a interesat cel de 10 pentru tine, că știu că te interesează tankurile mari. Nu o să intru în detalii acum pentru că sunt ne pierdem timpul la amândoi, dar hai să punem ca și o comparație foarte, foarte rapidă. Cum se comportă acest tank față de T57 Heavy și AMX-50B. Ca și DPM, să știi, tankurile sunt extrem, extrem de asemănătoare, deci diferența de 100 de puncte, eu zic, este absolut irelevant. Penetrarea la fel, damage-ul aici stă prost. Prost în sensul că ai un alfa mic, foarte mic, 300. Tot așa, 3 clip, 3 shell-uri în clip. Și vei face un burst de 900 damage, ceea ce este cam puțin pentru tier 10, să fiu sincer. Inclusiv un Emil 1 face mai mult de atât. Lăsând gluma la o parte, ai totuși un bonus, faptul că încași la 13 secunde față de 19 cât au celelalte două competitoare. Alte diferențe majore, să știi, nu, doar că penetrarea pe hit este mai mică decât celelalte două, iar rest, totul, să știi, pare cam pe acolo. Diferențe majore nu am văzut la mai nimic, referitor la dispersie, aim time, inclusiv la depresie și elevare, stă puțin mai bine decât celelalte două, dar nu ceva notabil. Mă așteptam la tankul ăsta să fie puțin mai rapid, dar din păcate este ca și de 57 heavy, adică de 35 de km pe oră, ceea ce este foarte prost. Ca ai putere pe tonă 18, nașpa. Traversa 28, deci 24, scuze, deci chiar slăbuț. Și hai să vedem, îi mulțumesc foarte frumos lui Trandafir, mi-a trimis un replay și a surprins acest tânculeț în bătălie și ți-am și pus aici pe pauză, uite cum arată frontal cu high explosive. Dar hai să lăsăm să curgă puțin jocul. Cu AP, după cum ai văzut, pentru fracțiune de secundă, nu are probleme să-l penetreze. Într-adevăr, trebuie să chească niște spoturi, dar nu pare să fie un tank heavy, după părerea mea. Este doar o părere personală. Într-adevăr, AMX-50B nu este un tank heavy, nici ăla. Dar cel puțin are o mobilitate de mult mai bună. Penetrare mai bună, damage-ul mai mare, nu știu ce să zic. Și să știi, în upper plate la AMX-50B, să știi că vei lua ocazional, chiar și în turelă, vei lua bounce în acel tank. Probabil că la început, până se obișnuiește lumea cu acest tank noi vom da acestui tânculeț bounce-uri, dar uite-te cum am mai pus încă o dată pe pauză. L-ai văzut din față că are șanse mari. A fost cam gălbejor așa la fățucă. Și uite din spate cum arată acest tank. Deci fără nicio problemă poate să fie pe tankul high explosive. Uite, 936 de mici făcut. Oh, Doamne săracu. Și da. Deci uite, e absolut, da, nicio treabă. Da, mulțumesc foarte frumos, Trandafir, pentru replay. Hai să intrăm și pe Armor Inspector, pentru că, da, să știi, și pe Armor Inspector există acest tânculeț. După cum vezi, tankul este penetrabil. Deci, nici de cum nu era un tank care să ne... Cel puțin, mă așteptam la altceva. Mă așteptam să fie mult, mult mai puternic de atât, sincer să zic. Depresia este foarte bună la tun, după cum ai văzut, 10 grade depresie. Poți și nu poți să stai în cooldown, eu zic că nu poți să stai cu asemenea armură, nicio speranță. Vei fi penetrat fără nicio problemă, după cum vezi, ai spoturi. Pf,
fai de capul meu. Multe. Asta am văzut din perspectiva lui IS4. Dacă mai are și dacă mai bagă și hitul, atunci te penetrează direct în... Oare fi asta o țâță sau un șoarec? Nu știu, parcă seamănă așa cu... Să mă scuze, sper că nu avem doamne domnișoare pe acest canal. Bă, ca o țâță seamănă, nu știu. Sau cu un șuricel, sau nu știu. În fine, arată ciudat tankul. Nu cred că e pe placul meu. Deci, dacă AP-ul și hitul nu sunt o problemă, hai să vedem cum arată high explozivul. E bine, da. Ceva nu e ok. Ceva nu e ok. Să știi că 60 de mm, 70 de mm de armură, sau mă rog, de armură de putere de penetrare, găsești chiar și la tankurile medii de tier 9, care, da, nu vor avea nici cea mai mică problemă să te penetreze cu high explosiv în fățău. Aia nu e o problemă. Da, uite și lateralul, absolut, fără nicio problemă, 60-70 de mm de armură, eu zic că asta nu este armură. Iar în spate, toată lumea te va penetra, 40 de mm de armură, să știi, fai de capul meu. O fi puțin, o fi mult? Ia uite aici, 13, 12. Deci, inclusiv un tier 5 te poate penetra în spatele turelei cu 13 mm de penetrare pe high explosiv. Deci da, asta e o bârfă tristă, foarte tristă, sincer. Mă așteptam totuși de la linia asta să fie altceva. Nu am nici cea mai mică idee, dar chiar nici cea mai mică idee, ce stil de joacă ar trebui să aplici cu acest tânculeț. Să joci același stil ca și AMX50B, care nu are armură la turelă, nici pe lateral, nici în spate, ai un alfa mai mic, încarci mai repede, care e rolul tău pe câmpul de bătălie? Nu pot să înțeleg, sincer. Nu știu, vom trăi și vom vedea până miercuri. Să sperăm că până miercuri cel puțin aceste spoturi vor dispărea sau le va întări să fie undeva la 150-200 sau chiar mai mult de milimetri de armură. Nu mi se pare normal tu cu Tank Heavy să fie atât de ușor penetrabil cu high explosiv. Aceasta fiind bârfa, eu îți doresc o săptămână care începe sau se sfârșește foarte bună, cea care începe la fel de bună și ce să zic, încearcă să nu îți cheltui din prima oră când ajunge acest tank pe miercuri pe piață. Silverul și Free Experience așteaptă să vezi ce spun ceilalți YouTuberi mari de pe joc și s-ar putea să-i folosești mai cu talent în altă parte, pentru că părerea personală din ce arată până acum, nu sunt sigur că voi lua această linie decât cu un singur scop, să fac revive la tank, dar nu cred că îl voi juca. Mulțumesc mult și să ai o zi cât se poate de frumoasă. Salut!